Emisiune susținută de Selgros. Selgros, pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunteți la cină și vă mulțumim pentru asta. Vă mulțumim pentru că ne primiți în fiecare seară de sâmbătă în casele dumneavoastră. Emisiunea La cină este emisiunea în care șefa Adi Hadea îngătește și eu, Ionela Nastase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le oferi o porție mare de întrebări cu mult gust. Invitatul nostru din această seară este vicepremierul României, Kelemen Hunor. Bun găsit, Adi! Este al doilea vicepremier al României care ne trece pragul în această emisiune. Poate vine și premierul până la sfârșitul anului, vom vedea. Ce mai faci? Da, în România este destul de complicat să-ți faci planuri, pentru că asta e țara care a avut 100 de prim-ministri într-o 100 de ani. Da. Premierul României, oricum s-ar chema el, da, îl așteptăm la cină. E adevărat. Noi suntem deschiși în continuare și apreciem eforturile tuturor pentru a duce țara asta spre noi culmi. Ce gătim pentru domnul Kelemen Hunor? Paprikaș circa. Cum altfel? O rețetă complicată? Nu, e un paprikaș de pui care se face foarte simplu, ca orice altă rețetă care a apărut în emisiunea asta. Hai să vă spun rețeta. Doamnelor, domnilor, dragii mei, sunt foarte multe rețete de paprikaș în lumea asta largă. Eu o să vă ofer doar una dintre ele și e una foarte simplă. Un paprikaș de pui pentru care avem nevoie de un pui. Eu am folosit un pui întreg sau, mă rog, orice alte bucăți de pui cu os. E important să fie cu os și cu piele pentru că de acolo vine savoarea. Pe lângă asta, roșii. Dacă suntem în miezul verii, putem să folosim roșii proaspete. Dacă nu, roșii cuburi din conservă sunt perfect ok. 2-3 linguri de făină, ceapă, usturoi, ardei gras, ardei capia, poate un pic de ardei iute și niște boia, destul de multă boia de fapt, iar la urmă un pic de smântână cu care facem așa un pic de îngroșare, adică un sos un pic mai gros așa. La urmă de tot putem să punem și niște pătrunjel dacă vrem. Garnitura pentru paprikașul de pui tradițional ar putea să fie niște gălușcuțe făcute din făină cu ou și fierte în apă cu sare, dar eu am decis să pun astăzi niște arpacaș pe care l-am lăsat la înmuiat în apă rece peste noapte, ca să se umfle bine și să se înmoaie, și îl gătesc în 3-4 minute cu un pic de ceapă, usturoi și poate o lingură de pastă de roșii. Asta va fi garnitura. Și cu sare și cu piper, evident, că până la urmă condimentarea cam acolo se duce sare, piper, boia în zona tradițională. Acum, ce-i de făcut? Mai întâi, tocat mărunt ceapa, usturoiul, ardeiul și ardeiul iute, puse într-o cratiță cu un pic de ulei, pe foc nu foarte mare, și lăsate să se gătească până când încep să sticlească. Între timp, puiul făcut bucăți cu ajutorul unui cuțit, nu cu satură, adică nu ne comportăm barbar, îl lucrăm frumos, o să vedeți imediat cum. După ce am terminat de făcut puiul bucăți, îl pun în cratiță și las să se gătească, să se rumenească pe toate părțile, apoi acopăr cu niște apă, îl las să se gătească 30-35 de minute la foc mic, scot bucățile de pui din cratiță și construiesc sosul, adică fac îngroșarea de smântână și făină. După ce văd că sosul s-a legat bine, ori îl pun într-un blender și îl fac sos foarte fin, ori îl trec printr-o sită și îl fac sos foarte fin. În principiu obțin cam același rezultat cu un proces ușor diferit. În fine, cam asta e. La urmă de tot, torn sosul peste pui și am încheiat povestea. Garnitura lângă, toată lumea să fie fericită, sper. Hai să ne apucăm de treabă că, deși pare simplu, e un pic de lucru. Vicepremierul Kelemen Hunor este cu noi la cină. Bine ați venit! Bună seara! Vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Este cumva prima întrebare, cea care precede dialogul în această emisiune. Gătiți? Vă iese gulașul? Nu prea gătesc. Mai de mult găteam, acum mai rar, foarte rar. Sunteți așa în trecere prin bucătărie cât... Pentru copii, sâmbătă, duminică, dacă sunt acasă, micul dejun, da. Dar în rest, foarte, foarte rar. Adică omletă și ouă ochiuri. Ochiuri, da. Am înțeles. Mâncarea românească preferată care e? E greu de spus, fiindcă ciorbele sunt extraordinar de bune. Ciorbe de perișoară, de exemplu, ciorbe de legume. Ceea ce nu se poate face fără acel borș sau, mă rog, în altă parte. Deci eu aș rămâne la ciorbe, în primul rând. Bine. Și la papanaș, dacă e vorba de dulce. Da? Mâncați dulce? Da, din păcate, da. Și cum fac spuneți, efort, din păcate? Fac efort să nu mănânc dulce, dar pot să rezist la orice, la ispită mai puțin, cum se spune. Nu avem ispită în această seară. Adi a pregătit cu totul și cu totul altceva. Vă rog, nu vreau să vă ținem în picioare. Luați loc! Sper din suflet că v-ați așezat confortabil, cât pentru o cină amicală, pot să-mi permit să spun așa? Absolut, mulțumesc. Vreau să vă smulg promisiunea că vă veți arăta altfel în această seară decât vă arătați în toate emisiunile colegilor noștri de la Digi24. Putem încerca și vedem ce o să iasă. Să vedem ce o să iasă. Sunteți născut în comuna Cârța din județul Harghita. Cum a fost copilăria? Ați copilărit doar printre maghiari? Știu că în comuna dumneavoastră nu era, în vremea primilor ani de viață, nicio familie de români. Nici acum nu prea e. E zona din secuime unde absolut majoritatea absolută, aproape 100%, în toate comunele sunt maghiari. Așa e de foarte mult timp. Deci nu s-a schimbat mare lucru în acest punct de vedere. S-a schimbat ceva în sensul că atunci când eu m-am născut era maternitate la Cârța. De aceea m-am născut acolo și nu la Mercurea Ciuc. Până în 70, parcă, și fratele meu s-a născut tot la Cârța, sora mea deja la Mercurea Ciuc. Exista o maternitate exact acolo unde este acum primăria și unde este biroul primarului. Copilăria a fost ca orice copilărie într-un sat, într-o comună, în secuime, pentru orice copil din acea vreme. Vorbim de anii 60, sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, până în 82. În 82 am plecat la Târgu Mureș la școală, dar până în 82 acolo am trăit și n-a fost nimic deosebit. Era exact cum e la țară. Școală, adică grădiniță, după aceea școală, după masă cu copiii, cu prietenii, jucam tot felul de jocuri, mai ales ceea ce citeam din cărțile de atunci, încercam să jucăm și noi cu cowboy, cu indieni și așa mai departe. Deci a fost o copilărie, hai să spunem așa, cel puțin până când mi-am dat seama de condițiile politice, sociale, o copilărie fără griji, fiindcă niciun copil nu, dacă are tot ce e nevoie, atunci nu știe cam care este situația politică a țării. Când am început să înțeleg, atunci, da, lucrurile s-au schimbat. Pe la ce vârstă ați început să înțelegeți? Pe la 12 ani. Deci tata asculta Europa Liberă, așa, nu trebuia să spunem nimănui că ascultă Europa Liberă. Erau niște chestii care se făcea aproape în fiecare curte, pălincă. Deci funcționa în fiecare curte câte o distilerie din aia pentru consumul propriu, dar era interzis. Ilegală pe vremea aceea, da. N-aveai voie să faci așa ceva, că doar statul avea voie. Și atunci închideam poarta, se simțea peste tot în stradă, fiindcă totuși așa, dar nu a fost nicio problemă. Dar atunci am început să înțeleg ce se întâmplă, că tot puneam întrebări. De ce, de ce, de ce? Și primeam răspunsuri sau nu primeam răspunsuri, depinde. Prima dată și ultima dată când pe noi ne-au lăsat să ieșim din țară, în excursie Ungaria, Cehoslovacia, pe vremuri, mă rog, Polonia, ce mai era în traseul inclus, era în 80. Și atunci am înțeles, totuși, că există o diferență. Și discutam cu părinții, sau mai mult, părinții discutau cu prietenii și eu trăgeam cu urechea. Dar până atunci eu nu mi-am dat seama în ce regim politic trăim. Care este acea trăznaie de povestit copiilor, nepoților din primii dumneavoastră ani de viață? Cu ce v-ați supărat părinții? Primul mare scandal a fost când am început să fumez. Și am fost prins fumând. Asta în clasa a treia. A fost, că în familie la mine nu fumează nimeni. Acum nu mai fumez nici eu. Dar știu că asta a fost primul scandal uriaș, dar așa, mare în familie, când m-au prins că fumez. Fratele și sora vă erau parteneri de năzbâtii? Fratele meu un pic, sora era mai mică, deci nu, în această aventură. Mai târziu, da, când mergeam în excursii, când mergeam în munți, făceam expediții, cum se spune, că noi am făcut până în 91 și munții Carpații Orientali și Carpații Meridionali pe jos, în fiecare an câte o bucățică. Atunci, da, mergeam împreună, dar sora mea e mai mică, cu 6 ani, deci nu avea cum să fie parte în această aventură. V-a rămas pasiunea asta de a urca pe munte? A rămas, dar acum, sigur, condițiile fizice și cât poți să duci pe spate s-a schimbat enorm de mult. Noi când mergeam atunci pe munți, mergeam o săptămână, două, trebuia să iei cortul, trebuia să iei mâncare și mâncarea nu era cum e acum. Trebuia să cari o grămadă de conserve, o grămadă de mâncare, cartofi, mălai și așa mai departe. Deci plecam cu rucsacul de 20-23 de kg. Și acum n-aș putea să fac asta, sigur. Dar și acum merg cu mare drag în natură și încerc să ies cât de des pot. Când ați învățat limba română? Școala ați făcut-o în maghiară, mult mai târziu, da. Deci la noi nu exista nicio familie de români, deci nu era posibilă nicio interacțiune cu români. La părinții acasă bănuiesc că nu vorbeau. Nu, deci acolo în fiecare casă se vorbește în limba maternă, nici nu se pune problema. M-au trimis părinții undeva când eram în clasa 7-a la Ploiești la niște prieteni ca să învăț ceva acolo, dar cred că bătrânul nenea la care m-am dus a învățat mai repede ungurește decât eu românește de la el. Dar când eram în școala generală și metoda de predare a limbii române era cu totul și cu totul o metodă neadecvată pentru copii de limbă maghiară și nici nu aveai cu cine să interacționezi. Deci acolo era aproape imposibil. Și milițianul era maghiar și fata milițianului care era în clasă cu mine vorbea maghiară, deci era aproape imposibil. La școală, da, exista o profesoară care din când în când zicea eu am zis, eu am auzit, eu am zis, eu am înțeles și așa mergea mai departe. Deci nu prea avea ce să facă cu noi. Când am ajuns la Târgu Mureș, da, atunci s-a schimbat la liceu un pic registru. Când am ajuns în clasa 11-a și când am început pregătirile pentru facultate, în clasa 12-a, atunci, da, trebuia să recuperez enorm de mult. Eu recunosc acest lucru, că trebuia să recuperez mult și nici nu se punea problema să nu recuperez, fiindcă nu îmi permiteam să nu intru la facultate, că nu vroiam să fac armată lungă, cum se spunea. Continuăm discuția după ce mâncăm un pic. Poftă bună! Mulțumim, Adi! Mulțumim, Adi. Vă rog! Ne întoarcem la povestea cum ați fentat armata, practic. Nu am fentat. Lungă. Eu am făcut armata, am intrat la facultate, la medicină veterinară. Era foarte important să intru la facultate, să nu fac armată lungă. Am învățat enorm de mult, era o concurență uriașă, era o meserie și asta am văzut în jurul familiei, prietenii noștri, mai mulți medici veterinari, ingineri agronomi și așa mai departe, unde nu trebuia să faci, mai ales în medicină veterinară, foarte multe compromisuri, că aveai treabă cu animale. Îmi place, mi-a plăcut și atunci am ales medicina veterinară. De la Cluj, repartițiile erau în Transilvania. Foarte rar se întâmpla să te trimite de la Cluj undeva în altă parte. Și erau aceste chestiuni extrem de importante pentru mine, să aleg o meserie care îmi place, unde nu trebuie să fac compromisuri cu regimul și să ajung după repartiție în Transilvania. Asta era în 86, când eram eu în clasa a 12-a. Și m-am pregătit. Eram 10 pe un loc, la Cluj, la medicină veterinară și am intrat. Și am făcut armata de 9 luni, aia scurtă pentru studenți. Ce v-a învățat armata? Multă disciplină și am cunoscut cum e omul când și cât de mult se schimbă omul când se îmbracă în haina militară. Cu haina militară se schimbă viziunea și atunci ai văzut caracterul omului. Deci, din acest punct de vedere, era o perioadă extrem de importantă să vezi până unde merge cu prietenia, cu solidaritatea și să vezi cum reacționează fiecare în condiții, hai să spunem așa, neobișnuite pentru noi, pentru orice om, pentru orice civil. Am văzut multe lucruri interesante, am învățat enorm de mult. Condiția fizică era un lucru important, că eram la Vânători de Munte și, bineînțeles, am citit destul de mult, mai mult decât speram că voi citi în armată. Deci eu nu pot să spun că a fost o perioadă inutilă, risipită, cum spun foarte mulți. Sigur, pot să trăiesc și fără această experiență, fără doar și poate. Eu am mai pus întrebarea asta și am să repet chestiunea. De a-ți avea putere de decizie, ați reintroduce obligativitatea stagiului militar? Nu, armata trebuie să fie pentru profesioniști. Nu trebuie să fie pentru copii care poate că nu sunt pregătiți și vor fi aruncați în anumite situații de limită. Militarii erau folosiți și noi, tăriștii, eram folosiți la muncile agricole. Ne-au dus de la Baia Borșa la Botoșani să culegem, nu știu ce dracu am cules, și porumb și, mă rog, ce era acolo pe când, nu mai țin minte, vreo 3 săptămâni, dar alții erau duși în Valea Jiului. În minele de, da. Alții au construit Casa Poporului, alții au construit canalul Dunărea-Marea Neagră. Deci ei nu făceau armată, făceau o pregătire de 3 luni de zile după cea la munca socialistă. Dar aveți cei mai buni camarazi de atunci? Sunt prieteni pe care au rămas, da, câțiva au rămas. Prietenul cel mai bun de-al meu e din acea perioadă sau, mă rog, din perioada liceului, din perioada facultății, am făcut și armata împreună, da, acolo s-au legat niște prietenii care au rămas. Și dacă nu ne întâlnim 10 ani, dacă ne vedem, au rămas acele prietenii pe care noi le-am legat acolo în armată. Vă mai permite timpul să ieșiți la un șpriț? Nu spun că da, nu spun că nu. Foarte rar și mai ales în cercul de prieteni și în mediul privat mai mult decât public. Dacă ești public, asta este meseria noastră, ești recunoscut, oamenii vin, te întreabă, se uită la tine. Deci dacă ies la un șpriț, dacă vreau să stau cu prietenii, atunci mergem acasă la cineva și acolo putem sta, nu e nicio problemă. Îmi place mai mult așa. Sigur, dacă ești la un restaurant să mănânci altceva, la o cafenea, mai ieșim. Dar eu foarte rar ies, asta trebuie să recunosc, mult mai rar decât aș vrea în anumite momente. Permiteți-mi, vă rog, să intrăm foarte puțin în viața dumneavoastră personală. Sunteți căsătoriți și aveți 2 copii. Ce vârste au copiii dumneavoastră? 7 și 9 ani. Fetița 9 ani și băiatul 7. Să fie sănătoși. Cum se împacă familia dumneavoastră cu statutul pe care îl aveți, acel statut de persoană publică? Bine, deci copiii nu prea văd. Acum au început să înțeleagă și pun întrebări. De ce te duci în București? De ce nu lucrezi la Cluj? De ce e acolo guvernul? De ce nu e aici guvernul? Și așa mai departe. E vârsta la care încep să înțeleagă. Până acum n-au fost astfel de probleme. În acest moment, poate băiatul acceptă mai greu. Și tot timpul mă întreabă luni dimineața când îl duc la școală, când vii. Trebuie să spun exact când vin. Dacă nu vin când am spus, atunci e supărare mare. Și așa era și cu fetița, dar acum ea înțelege un pic mai bine, e mai mare. Dar dacă pentru un om politic care nu este din București, și marea majoritatea oamenilor politici nu sunt din București, dacă nu aduci familia în București, asta este cea mai mare problemă, să stai departe de copii. Exact în perioada când au nevoie de tine. Poate când împlinesc 17-18 ani, abia așteaptă să pleci de acasă, nu să te cheme și să te întrebe când vii. Dar la vârsta asta au nevoie de tine. Și atunci și eu încerc să îmi organizez viața în așa fel încât să ajung acasă, să stau cu ei și când stau cu ei, atunci să nu fac altceva, nimic. Să pun telefonul la o parte și doar cu ei. fiindcă au nevoie de această atenție, simt. Cum arată o zi de sâmbătă la dumneavoastră acasă? Dacă sunt acasă, atunci arată ca la orice familie, zic eu, obișnuită. Ne trezim când ne trezim, nu ne grăbim. Micul dejun, după aceea să vedem ce activitate au copiii și stăm împreună până la prânz, prânzul și după masă la fel. De obicei, dacă e vreme bună, ieșim împreună sau, mă rog, dacă n-au alt program copiii, dar stăm împreună mai mult în weekend, dacă nu trebuie să plec eu undeva în teritoriu la vreo activitate, atunci stăm împreună și nu e nimic deosebit. Mai mergem seara la prieteni sau vin ei la noi, stăm la masă, bem un pahar de vin, mai discutăm, deci cam așa. Cine romantice cu soția mai există? Nu, eu sunt cel mai potrivit să răspund la această întrebare și nu sunt cel mai romantic bărbat din lume, deci... Da, poate că există, nu știu, se mai întâmplă să ieșim numai noi doi sau să plecăm undeva, dar poate nu eu sunt persoana potrivită să răspund la această întrebare. Că s-ar putea să spun nu și ea să spună, păi, cum să nu, și alaltă, și eu nu mi-am dat seama că a fost o cină romantică sau invers, deci... Așteptăm să o cunoaștem pe soția dumneavoastră atunci. Au fost titluri în presă care au creat neplăceri în familie? Sunt lucruri care sunt deranjante. Citești titlul, după aceea intri în conținut, în text și îți dai seama că nu are nicio legătură textul cu titlul. Titlul e bombastic ca să atragă cititori sau, mă rog, telespectatori, dar se întâmplă, nu numai la mine, cred că în lumea politică se întâmplă cu orice om, sau în lumea sportivă, în viața publică, fiindcă asta este, presa s-a tabloidizat enorm de mult. Eu lucram în presă până în 97 ianuarie, când am plecat din presă. Dacă trebuie să fac o comparație, ceea ce am făcut noi în anii 90 până în 97. Și ce se întâmplă acum? Sigur s-a schimbat tehnologia. Ați făcut radio la Cluj. Radio am făcut, da, și am înființat în 89 o revistă. Am făcut și presă scrisă la o revistă culturală. Nu se compară. S-a schimbat enorm de mult responsabilitatea. Știți, se spune că presa este a patra putere, între ghilimele, după legislativ, executiv și justiția. E o diferență uriașă. Că nici o persoană din presă nu trebuie să meargă din 4 în 4 ani în fața alegătorilor. Politicianul e cum e, mai rău, mai bun. Din 4 în 4 ani se confruntă cu electoratul. Trebuie să obțină voturile necesare sau se duce acasă. Un jurnalist niciodată nu se confruntă cu o astfel de situație și are o putere de foarte multe, mult mai mare decât un om politic. Suntem în perioada Revoluției, da? Decembrie 2022, dar s-a întâmplat în decembrie 1989. V-aș propune să ne amintim de acea perioadă. Cred că este important să nu uităm ce s-a întâmplat, mai ales atâta vreme cât încă mai există martori. Cum ați trăit dumneavoastră Revoluția? Eram student în anul 3 la Cluj. Noi am simțit, mă rog, știam că ascultam Europa Liberă, mai discutam cu colegii că se întâmplă ceva la Timișoara, ascultam radio și știam că acolo a început o revoltă. Pe noi, la un moment dat, ne-au trimis acasă. Au zis, da, vacanța a venit mai repede, toată lumea acasă. Au vrut să scapă de studenți, să plece studenții din Cluj. Asta a fost prima mea impresie. Am plecat la gară și când am ajuns la gară deja în Cluj se auzea împușcăturile. M-am dus acasă, am stat acasă de Crăciun, m-am întors a doua zi de Crăciun și am înființat revista Jelenlit, revistă culturală pentru tineret, așa spuneam noi. Nu am moștenit nimic din spate, nu am transformat un ziar existent în comunism în ceva nou. Am înființat un ziar cu prietenii mei. Am fost preluați undeva prin martie de Mircea Dinescu la Uniunea Scriitorilor. Am fost susținut de Uniunea Scriitorilor parțial, o parte, o perioadă. Și eu am plecat de acolo la radio, la sfârșitul anului 90. Revista a mai mers până în 93, dacă nu mă înșel. Deci, în Revoluție, noi asta am făcut. Am fost antreprenori, am înființat o revistă, un ziar, de fapt era un săptămânal și noi făceam, noi scriam, noi eram cei care distribuiam presa, noi care adunam banii. A doua săptămână am cumpărat o mașină, deci am făcut ceea ce pentru noi atunci era un lucru extrem de important, o provocare. Este de asemenea perioada Crăciunului, vin sărbătorile de iarnă și v-aș ruga să vă amintiți cum erau aceste sărbători la dumneavoastră acasă. Înainte de 89, în copilărie, aproape, eu nu mi-aduc aminte că ar fi fost vreodată o sărbătoare de Crăciun fără zăpadă. Deci a fost zăpadă și frig. Asta este clar și am sărbătorit în familie și cu prietenii. Cu prietenii foarte apropiați. Mai mergeam de la unii la alții, a doua zi, în cercul de prietenie a părinților. Deci cam așa am sărbătorit prima zi în familie, acasă, cu cadouri și așa am petrecut. Mai mergeam la biserică, la biserica romano-catolică, nici nu există altă biserică, că acolo toți sunt catolici. Există tradiția mersului cu colindul? Mergeați? Nu există. Nu există. La noi nu a existat înainte de 89. Deci nu știți colinde? Nu știu. Nu. Deci aici m-ați prins. Prin tradiție, românii mănâncă sarmale de Crăciun. Am auzit că dumneavoastră nu vă plac. Nu, mie mi-a plăcut și nu spun că nu-mi plac, doar că am fost la un moment dat la un concurs internațional de gătit sarmale, la Pride. Acolo se face anual. Și m-au băgat în juriu și am gustat vreo 17 feluri de sarmale. Din fiecare am mâncat doar o bucățică, dar acolo era din vânat, din pasăre, din curcan, din pui, din porc, din ce vreți noastră și m-am îmbolnăvit. Și de atunci urâți și de atunci, sarmalele? Nu, acum poate că aș putea să mai mănânc sarmale, dar de atunci n-am mai mâncat. Nu ratez șansa să vă întreb în această seară și de ce v-ați apucat de politică? Nu aveam niciun plan să intru în politică. Eu eram bine mersi acasă în ianuarie 97, după ce a fost instalat guvernul Ciorbea, CDR plus UDMR, acea coaliție, prima coaliție, hai să spunem așa. Doar o paranteză, apropo de guvernul de atunci, plus UDMR. Am un prieten care spune că noi mergem la vot de fiecare dată ca să vedem cu cine mai guvernează UDMR. E o glumă bună, dar nu e așa. Că noi, și e o legendă urbană că noi am guvernat tot timpul. Nu am guvernat tot timpul. Sună bine, da. E în regulă, închidem paranteza astfel. Deci eram bine acasă, lucram pe niște texte, scriam o proză și duminică dimineață sună telefonul, nu aveam telefon mobil, mă deplasez până la telefonul fix, destul de așa nervos cine mă sună dimineața, duminică. Era președintele executiv de atunci de la UDMR și mă întreabă, nu vrei să fii secretar de stat? Și am spus, mă, dacă vrei să glumești duminică dimineața, hai caută o altă glumă, că asta e cam... Nu, pe bune. Și atunci am intrat în discuție, m-am dus până la el și am văzut că sunt 6 alte persoane și am spus, nu e nicio problemă, atunci peste foarte mulți ani pot să spun și eu la nepoții mei că la 29 de ani deja eram propus pentru a fi secretar de stat, dar am spus că față de cine erau acolo n-am nicio șansă. Luni s-a terminat ședința, nimeni nu m-a sunat, am băut o bere seara și m-am dus la culcare, am spus, doamne, l-au sunat pe ăla pe care l-au ales, nu pe mine. A doua zi m-am dus la radio, aveam ședință dimineața la 8, ajung la radio, stăteam foarte aproape de radio, 5 minute pe jos. Când ajung la radio, îmi spune o colegă că te-a căutat fratele tău, e urgent. Și am spus, ce e așa de urgent? Acum am plecat din casă. Îl sun înapoi și zice că te-a căutat Caramitru. Ei, am zis, no, asta sigur că e ceva mai mult decât credeam eu și să-l sun înapoi, a lăsat un număr de telefon. În jumătate de oră m-a sunat și Marco și mi-a zis că seara n-am vrut să te deranjăm, că am terminat târziu, uite, pe tine te propunem și am trimis deja la Ministerul Culturii propunerea. Am spus ok, l-am sunat înapoi pe Caramitru. Și peste o săptămână eram numit, sau peste 10 zile, în această funcție de secretar de stat la cultură și am stat acolo 4 ani. Așa am ajuns eu în politică, nu am vrut, nu am căutat, am fost întrebat și am acceptat. Ați și după 2000 am rămas. Nu credeam că voi rămâne acolo. I-am spus că stau cel mult 4 ani de zile, după care mă întorc la Cluj și continui ceea ce am început. Prietenii mei români de la radio, de la televiziune, mi-au zis, unde te duci? La București. În 2 săptămâni vii acasă plângând. Nu, maghiari mi-au zis. Și am rămas, am rezistat. Nu regret, nu. Până la urmă, dacă eu acum aș spune că regret, pe bune, puteți să mă întrebați, dar atunci de ce ai plecat? De ce n-ai plecat? De ce ai stat dacă regreți? Nu regret, asta a fost alegerea mea și la un moment dat e greu să te oprești. Poate să te oprească electoratul, dar până când nu te oprește electoratul, nu e foarte ușor să te oprești. Te prinde. E pentru mine și o pasiune, îmi place ceea ce fac și după 2011, sigur, e și mai complicată treaba, că în 2011 am fost ales președinte UDMR și ai o altă responsabilitate. Ești responsabil pentru toată echipa, nu numai pentru comunitatea ta mai mică din circumscripția electorală. De regulă, președintele partidului, aminteați un pic mai devreme că sunteți președintele UDMR, merge în fața electoratului la prezidențiale. În 2024 v-am putea vedea? Nu, deci eu am făcut de 3 ori acest exercițiu, că așa trebuia să fac. Exact din considerente pe care le spuneți noastră. În 2019 eu n-am mai vrut. Am spus că am făcut de 2 ori să vină altcineva, dar colegii mi-au zis că e mai bine să te duci tu, înseamnă mai puține complicații, știi, oricum noi știm că nu avem șansa. Atunci am făcut o campanie extrem de relaxată și extrem de diferită față de ce au făcut alții, că mi-am permis, nu aveam nicio miză. Am vrut să arăt că am o viziune despre România, că aș putea să fiu un președinte bun, cum am făcut și în 2014, dar știam că nu voi intra în turul 2, fiindcă există votul etnic și există în continuare stereotipii și, mă rog, tot ce cunoaștem. Dar în 2024 chiar că nu mă mai tentează deloc, că eu nu pot să repet și a 4-a oară ceea ce am repetat de 3 ori. Adică pot, dar poate că trebuie să vină altcineva. Vom avea un candidat, da. Asta este important, să avem un candidat. E o chestiune de autoapreciere, că avem oameni capabili să facă față la o astfel de provocare, dar nu cred că eu trebuie să fiu și în 2024, chiar cred că nu trebuie să fiu eu. Pentru că se apropie pauza de publicitate, v-aș întreba dacă știți bancuri cu unguri. Uitați, eu sunt moldoveancă și sunt o grămadă de glume care se spun, unele chiar foarte bune, pe seama celor născuți în acea zonă a țării. Probabil că știu, dar eu sunt un om care spune bancuri destul de prost de obicei. Nu iese niciun banc sau uit până când ajung la... Ratați panta. Sfârșit și nu prea mi iese panta, dar sigur că știu și am auzit și eu și ascult cu mare plăcere bancul, deci nu, eu am simțul umorului, nu mă supăr, dar nu prea rețin și nu prea pot să redau bancurile, dar cunosc, cum să nu. S-a întâmplat vreodată să fiți jignit, înjurat? Doar pentru că sunteți maghiari? Da, absolut, de foarte multe ori, deci nu se pune problema. Cum reacționați? Prima dată am reacționat violent, în adolescență, la Mureș sau în armată. Și după aceea mai puțin violent. Și în politică s-a întâmplat de foarte multe ori. S-au mai schimbat lucrurile în ultimii 30 de ani, să zicem? Știți cum e? Lucrurile s-au schimbat un pic, dar mentalitatea nu s-a schimbat. Stereotipurile au rămas și asta nu se schimbă foarte ușor. Dacă un tânăr este învățat la școală sau în familie, că nu poți să ai încredere în maghiar, atunci el rămâne cu această impresie și mai târziu și trebuie să treacă mult timp până când se schimbă mentalitatea. Noi trebuie să lucrăm cele 2 comunități, să demontăm prejudecățile și să creștem nivelul de încredere. Fără încredere nu poți să faci nimic. Nu poți să construiești nicio prietenie, nicio familie, nicio afacere, dacă nu ai încredere în celălalt. Și la noi nivelul de încredere e mult prea mic și, mă rog, asta trebuie schimbat în primul rând. Frica. Deci poți să aduci foarte repede spunând că ungurii iarăși vor să facă nu știu ce frică în societate, că pierde ceva majoritatea, nu pierde nimic. Dacă drepturile minorității maghiare sunt respectate, asta nu înseamnă că tu ai luat ceva de la români. Românul nu are mai puține drepturi dacă tu, ca majoritate, asiguri niște drepturi pentru a păstra identitatea etnică. Despre acest lucru discutăm, nu discutăm despre lucruri extravagante. Dar poți să duci discuția în altă zonă foarte, foarte repede. Asta este problema. Asta este problema majoră. În cu cedarea Ardealului, de exemplu, că se tot discută. Da, și dacă este prostia cea mai mare. Cui să cedezi? Nimeni nu vrea și, oricum, românii sunt majoritari în Ardeal. Eu în glumă am spus la un moment dat, mai în glumă, mai în serios, în anii 90, dacă ați fi așa deștepți, atunci ați ceda Transilvania Ungariei. În 20 de ani ați devenit majoritar și ați prelua, dar cu toată Ungaria. Dacă, deci o majoritate nu poate să fie nesigură. Nu dar poate continuând să fie... dialogul în stilul acesta, dacă dumneavoastră personal ați avea posibilitatea ca printr-o singură semnătură să cedați Ardealul, ați face-o? Eu aș schimba administrația românească în totalitate. Nu era o chestiune de a ceda. Aș lăsa pe principiul subsidiarității pentru regiunile istorice, toate regiunile istorice, posibilitatea de a decide în foarte multe chestiuni care privește comunitatea. Mai puțin politica de externă, politica de apărare, ordinea publică, chestiuni legate de securitatea națională și infrastructură mare. În rest, da, trebuie să ai încredere în oameni, trebuie să ai încredere în moldoveni, în olteni, în ardeleni. Trebuie să lași să decidă. Dacă nu ai încredere în oameni, tu ca stat, de ce ai așteptarea, pretenția ca cetățenii să aibă încredere în tine, în instituțiile statului? Deci asta trebuie să înțelegem, că aceste comunități, indiferent dacă sunt maghiari, români, sași, ce sunt ei, nu contează, sunt oameni maturi, sunt oameni responsabili, care nu vor rău României, ci vor binele comunității respective. Și aceste lucruri sunt absolut compatibile. Deci, din acest punct de vedere, da, aș schimba enorm de mult sistemul de funcționare a statului. Și aș lăsa mult mai mult la nivelul... Deci, identitățile regionale. Ceaușescu a vrut să distrugă identitățile regionale și locale. Nu a reușit. Aceste identități trebuie cultivate, cum cultivă oltenii. Eu am pașaport oltenesc. Când eram ministrul culturii, de foarte multe ori am vizitat instituții culturale și am pașaport oltenesc. Ei și alții cultivă aceste identități regionale peste tot în Europa. În asta nu e nimic rău. Asta trebuie să înțelegem. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva momente. Rămâneți cu noi! Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Selgros, continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune susținută de Selgros. Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu vicepremier al României, președinte UDMR, Kelemen Hunor. Când credeți că vă veți retrage din politică? Care este momentul în care un politician trebuie să spună stop și să iasă din scenă? Din partea mea trebuie să fie o decizie extrem de bine gândită și pregătită, fiindcă responsabilitatea mea e un pic mai mult decât era înainte să fiu președinte. Dar vreau să mă retrag în momentul în care mai pot să am, între ghilimele, o viață în fața mea, că am descris încă câteva cărți pe care nu le-am scris. Deci trebuie să-mi păstrez încă o viață de om activ din punct de vedere al posibilităților mele de a scrie. Haideți să vă întreb altfel. Peste 10 ani ce credeți? Veți mai fi în politică sau scrieți cărți acasă? Nu, deci peste 10 ani nu cred. Nu. E mult prea mult dacă mă gândesc astăzi, dar e greu de spus. Să nu așteptați de la mine data exactă, ora exactă. Nu pot să vă dau această dată și ora exactă, dar vreau să mai am posibilitatea de a face și altceva. Cine vă lipsește astăzi? De obicei copiii. Deci nu astăzi, în fiecare zi când nu sunt acasă, în primul rând ei. Este marele dumneavoastră regret că nu petreceți mai mult timp cu familia? Da, absolut. Da. Asta recunosc și spun de fiecare dată. Care este cuvântul care vă descrie cel mai bine ca persoană? De echilibrat, probabil. Asta spune așa la prima întrebare, dacă trebuie să dăm un răspuns. Când ați spus ultima dată iartă-mă? Săptămâna trecută. Da? Dacă greșiți, nu aveți o problemă în a recunoaște asta? Eu n-am o problemă. Asta? Nu, nu am o problemă să recunosc. Și greșim cu toții. Și în viața privată, personală, și în viața profesională. Și când greșești, trebuie să spui, scuză-mă, iartă-mă. Ridicați vreodată tonul? Da. Da? Rar, dar da. Ce v-a făcut ultima dată să ridicați tonul? A, nu mai știu. Undeva la negocierile de anul trecut, prin octombrie-noiembrie. Da. Deci tot politica vă provoacă în acest sens. Da. În viața privată rar se întâmplă, foarte rar. Nici nu mi-aduc aminte când mi s-a întâmplat. Dar sunt momente când te enervezi. Eu încerc și cred că reușesc în marea majoritate a cazurilor să am un autocontrol destul de puternic, dar mai pierzi răbdarea și atunci ridici tonul. E cineva care ar trebui să vă ierte? Simțiți că ați greșit față de cineva? Da, absolut. Deci dacă îmi arătați un om care nu a greșit față de nimeni... Care nu recunoaște că a greșit. Dar sigur că da, absolut. Absolut. Din păcate. Și nu cu intenție. Și fără să vrei greșești și produci supărare. Unde vă găsiți refugiul atunci când aveți nevoie de el? Bibliotecă și natură. Deci mi-mi place să stau acasă în biblioteca mea sau să ies în grădină sau ies în natură, să mă duc acasă la Cârța. Da, deci sunt locurile unde pot să mă retrag și pot să mă gândesc, pot să pun ordine în cap, pot să stau liniștit. Apropo de pasiuni, mai aveți vreme și de pasiuni de om mare? În afară de politică? Sau vă ocupă tot timpul? Deci încerc, dar mai puțin decât aș vrea, sigur. Adică, nu știu, mai jucați fotbal, mergeți la pescuit? Nu joc fotbal. Cititul, pe de-o parte, fotografiatul, un pic. Faceți fotografie, schi, da? Da. Și motocicletă. La Cluj. Eu aș veni și la București, dar pierd prea mult. Protocolul vă permite? Dar nu scriem protocol cu ce mă deplasez eu. Mă deplasez cu ce vreau. Deci nu. Am înțeles. Superstiții aveți? Probabil că da. Pisica neagră. Da. Să nu treacă dimineața în fața mea. Și dacă trece, dați 3 pași înapoi? Nu. Deci nu am așa. Nu cred că am. Care a fost cel mai înspăimântător lucru care vi s-a întâmplat în viață? Când s-a oprit avionul, motorul avionului de la Veneția la Roma. Eram secretar de stat, mă întorceam de la Veneția, de la Bienală, că eu eram responsabil de Bienală, și mă întorceam de la Veneția la Roma, Roma-București. Și la un moment dat, undeva pe la 6-7.000 de metri, s-a oprit un motor. Și nici n-am mai urcat, nici n-am mai coborât. Cu un singur motor ne-am dus până la Roma și am aterizat bine. Dar a fost momentul când avionul a început, s-a mișcat un pic, dar nu foarte mult. Au anunțat că avem o problemă tehnică, dar trebuie să stați liniștiți, că așa. Dar atunci am avut așa un sentiment mai ciudat când știam că zburăm cu un singur motor. Care este cel mai frumos loc din România? E greu de spus. Pentru mine Cârța, într-un fel. Satul noastră natal. Da, comuna mea natală, dar mai sunt. Lacul Sfânt Oana este un loc minunat. Ceahleu îmi place foarte mult, am fost de foarte multe ori. Piatra Craiului îmi place foarte mult. Nu-mi place Marea Neagră, dacă mă întrebați. E mult prea aglomerat, înghesuit și mult prea gălăgios pentru gustul meu. Unde vă faceți vacanțele, în general? În țară sau în străinătate? În ultima perioadă în Grecia, de ani buni. E aproape, nu este mai scump decât România. Și Marea Egee nu-i Marea Neagră. Da, și nu mă duc la hotel. Încerc să evit aglomerațiile și merg în locuri mai retrase și unde sunt mai puțini oameni. Este ultima întrebare. Ce v-ar face mai fericit decât sunteți astăzi? Nu știu. Deci fericirea nu e o chestiune pe care nimerești așa. Trebuie să fie o stare permanentă de echilibru. Deci nu cred că există o fericire așa cu un vârf și care se păstrează permanent. Nu, trebuie să fii în pace cu tine însuți, în primul rând. Dacă există această pace internă și te-ai înțeles cu tine însuți, atunci sigur că vine și fericirea. Dacă poți să dai ceva celui om pe care îl iubești, atunci există fericire. Cam acolo cred eu că trebuie să căutăm fericirea. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină, pentru toate aceste lucruri, cred eu, nespuse până acum, pe care le-ați rostit aici în această emisiune. Dacă v-a făcut plăcere, mai poftiți pe la noi! Mulțumesc pentru invitație și, sigur, oricând, dacă va fi cazul și va fi posibil, vin cu mare drag. Mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați primit în case și în acest weekend. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare. Dacă ați ratat această emisiune, desigur, o găsiți pe adresele noastre de YouTube, iar dacă aveți a ne face sugestii pentru invitați aici în emisiune, vă așteptăm de asemenea pe adresele pe care le vedeți pe ecran. O seară liniștită! La revedere! Emisiunea v-a fost oferită de Selgros. Ne revedem săptămâna viitoare. Selgros, pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.